Stimați prieteni, bună ziua! M-a prins la volan știrea cu privire la o nouă abuză a Comisiei Electorale Centrale, prin care au decis deschiderea a doar 139 de secții de vot în diaspora. În pofida faptului că numărul de înregistrări prealabile au crescut cu 40.000, de la 60 la peste 100.000 de înregistrări prealabile, numărul secțiilor de vot pentru cetățenii noștri în străinătate a rămas același. De ce asta este o încălcare și un abuz? Asta este o încălcare și un abuz pentru că regulamentul CEC prevede că unul din cele trei criterii, unul foarte important, este numărul de persoane înregistrate prealabil în străinătate. Și odată ce avem o creștere aproape dublă în raport cu ultimele alegeri pe care le-am avut, în 2020, alegerile prezidențiale, numărul secțiilor trebuia majorat proporțional înregistrărilor prealabile. Ceea ce comite astăzi actuala componență, ceea ce își permite astăzi actuala componență a Comisiei Electorale Centrale, este un abuz, o ilegalitate și este un favoritism politic. Comisia Electorală Centrală favorizează Partidul Socialiștilor, Partidul Comunist, Partidul Șor, favorizează partidele care nu sunt interesate de participarea cetățenilor noștri în străinătate la votare. Și asta este o încălcare a obligațiilor membrilor Comisiei Electorale Centrale prevăzute de Comisia Electorală Centrală. Ei nu sunt acolo în serviciu unui partid politic. Ei sunt în serviciu oamenilor. Ei sunt obligați să aplice legislația electorală, să asigure o bună desfășurare a alegerilor. Prin faptul că ei își permit să sfideze sute de mii de cetățeni, ei își demonstrează câta oară că locul lor nu este în CEC. Noi, practic, astăzi avem un CEC condus de un oarecare Lebedinski, care servește interesele exclusiv a Partidului Socialiștilor și a aliaților acestea. Acești oameni nu au ce căuta în Comisia Electorală Centrală. Noi le cerem de urgență adoptarea unei decizii proporționale cu numărul de înregistrări prealabile. Asta este cel mai important criteriu. Oamenii noștri au învățat să se înregistreze, să lupte pentru drepturile sale și nu poate CEC-ul să saboteze drepturile oamenilor noștri. Noi vom rezolva această problemă odată și pentru totdeauna în Parlament prin adoptarea votului electronic, care este mai sigur și mult mai transparent și facil decât exercitarea votului la urnă, dar asta este o chestie de viitor. Astăzi noi avem nevoie din partea membrilor Comisiei Electorale Centrale, majorității care servește interesele acestei majorități din cadrul CEC care servește interesele socialiștilor, să adopte o decizie în interesul oamenilor. Și eu mă adresez către acești membri CEC și către Lebedinski, Cimil și restul. Vouă v-a rămas să exercitați mandatul până în luna iulie. La voi tuturor vă expiră mandatul. Gândiți-vă la faptul că după expirarea acestui mandat va trebui să mergeți pe stradă și o să vă scuipe oamenii. Pentru că n-ați servit poporul vostru, oamenii, cetățenii voștri, pe care stăpânii voștri politici i-au fugărit din țară. Noi de asta avem 1,5 milioane de oameni în străinătate. Pentru că voi n-ați știut să aveți verticalitate. Pentru că oameni ca voi n-au știut să-și servească poporul. Vă spun încă o dată, treziți-vă. Pe voi să cadă. Toți politicienii pleacă în istorie. Dar voi, cei servili, până la urmă să răspundeți. Vom avea grijă și stăpânii voștri să răspundă, dar în primul rând voi, că voi rămâneți fără funcții. Cum o să priviți oamenii în ochi? Ce o să faceți voi? Voi în iulie deveniți pur și simplu cetățeni ai Republicii Moldova. Astăzi sunteți cetățeni care trebuie să fie în serviciu altor cetățeni. Iar pe rând pur și simplu să fiți cetățeni față de care nu există niciun respect pentru că voi v-ați discreditat. Treziți-vă! Noi cerem majorarea numărului secțiilor de votare în străinătate. Respectați voința oamenilor, respectați-vă cetățenii. Altfel voi nu aveți niciun viitor în Republica Moldova. Vă așteaptă doar răspundere penală și administrativă. Vă mulțumesc mult!
stimați prieteni, ieșiți la vot, cereți cecului drepturile, să respecte drepturile dumneavoastră și luptați pentru un viitor mai bun.